În vederea asigurării condițiilor de siguranță în trafic, Primăria Pașcan se va apuca de montat indicatoare și va reface marcajele rutiere în zona trecerilor de pietoni din apropierea școlilor din municipiu, dar și din suburbii. Modificările vor fi făcute la 9 unități de învățământ. Vor fi refăcute marcajele trecerilor de pietoni și vor fi amplasate indicatoare de semaforizare specifice la Liceul Economic Nicolae Iorga, Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, școala cu clasele 1-8 Sodomeni și școala gimnazială Blăgești, dar și la unitățile de învățământ preșcolar. Ne referim aici la grădinița cu program prelungit numărul 1, 2 și 3 din Pașcani. De asemenea, la școala gimnazială Lunca Pașcani și la școala cu clasele 1-8 de la Gâștești vor fi trasate marcaje rutiere pentru trecerile de pietoni. Poliția municipiului Pașcani aduce la cunoștință primării municipiului Pașcani prin această adresă că în zona adiacentă unităților de învățământ sunt constatate deficiențe de semnalizare. Sânge enumerează. La Liceul Economic Nicolae Iorga nu sunt instalate indicatoare rutiere și trebuie refăcut marcajele rutiere. La Liceul Tehnologic Mihai Busuioc sunt necesare două indicatoare atenții copii, aplicare marcaj trecere pentru pietoni. La școala Gâștești, aplicare marcaj trecere pentru pietoni. Apropo, scuze-mă de timpul. La școala Gâștești am stat din vorbă acum ceva timp, două săptămâni, cu un cetățean care mi-a spus, dom'le, dumneavoastră puneți aici popoașele astea, că aici e trecere de pietoni. Dar copiii când, la școală și tot ce înseamnă profesor, nu trece nimeni pe aici, trece pe partea aia unde este magazinul. Adresa vine din partea Poliției Municipiului Pașcani, care a identificat întreaga serie de deficiențe de semnalizare rutieră în zona școlilor și pe care le-a adus în atenția reprezentanților administrației locale în cadrul ședinței Comisiei de Circulație de vineri 15 octombrie. Inițial se va începe cu montarea indicatoarelor rutiere, urmând ca numai târziu de 14 zile, așa cum apare prevăzut în adresă, să fie refăcute și marcajele trecerilor de pietoni din apropierea școlilor. A debutat campania de vaccinare împotriva gripei. Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat că joi 14 octombrie au ajuns la Iași 13.700 de doze, urmând să fie distribuite către cabinetele medicilor de familie, instituții sociale și alte unități medicale. În această primă etapă, Direcția de Sănătate Publică va distribui cele 13.720 de doze pentru imunizarea împotriva gripei de sezon a copiilor înscriși la cabinetele medicilor de familie, a copiilor din instituțiile sociale și în măsura în care rămân doze, acestea vor fi repartizate personalului medico-sanitar din unitățile medicale. Vă reamintim că această campanie de vaccinare gratuită vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon. Ea se derulează, desigur, în cadrul cabinetelor medicilor de familie, în unitățile sanitare cu paturi, iar beneficiarii sunt persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire. Vorbim despre personalul medical, persoane cu vârstă peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, boli metabolice, copiii și bătrânii din instituțiile sociale, gravide și, desigur, copiii înscriși la cabinetele medicilor de familie. Conform medicilor, o persoană care s-a vaccinat anticovid și face parte din categoriile la risc poate primi și vaccinul antigripal. Pentru sezonul 2021-2022, Ministrul Sănătății intenționează imunizarea unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire, prin utilizarea unui număr de aproximativ 2 milioane de doze de vaccin antigripal. Reprezentanții administrației locale au în vedere modificarea locațiilor stațiilor de autobuz din Pașcani. Decizia vine în contextul unei cereri din partea unui cetățean din suburbia Sodomeni, care dorește înființarea unei stații de autobuz pe strada 13 decembrie. Discuțiile în acest sens au avut loc în cadrul ședinței Comisiei de Circulație de vineri 15 octombrie de la sediul primăriei. Viceprimarul municipiului Cristian Rățoi a declarat că se impune actualizarea locațiilor mai multor stații de autobuz, pe motiv că fie sunt poziționate în locuri care mai mult încurcă circulația sau chiar pun în pericol siguranța pietonilor, fie, a explicat edilul, sunt și alte zone în municipiu unde se impune amenajarea unor astfel de stații de așteptare pentru cetățeni. Vă dau un exemplu. La Capele este stație de autobuz, ceea ce mi se pare... Unde? La Capele. Da. Pe strada Grădinii. Da, am văzut-o și pus în șaiurile aia.
Deci, pus exact într-o zonă unde se intersectează crinilor cu grădinișe. Dacă mai uite pe Libertății, este un loc unde se poate amenaja o stație de mijloc de transport. Ca să nu-ți mai vină omul un kilometru jumate până la școală acolo, poate să urci, o luat oamenii, coboară și merge pe traseu înainte. Vom vedea câte stații noi se impun, dacă se impun, dar noi trebuie să venim în sprijinul cetățenilor, nu ne legăm de, eu știu, ce prevederi care vine la... Bun, nu o să le punem nici din 100 în 100 de metri, dar trebuie să avem o viziune să venim în sprijinul lor. Membrii Comisiei de Circulație au căzut de comun acord că va fi revăzut amplasamentul stațiilor de autobuz împreună cu directorul Societății de Salubritate și Transport Public Local, cele pe Ecoserv SRL, iar întâlnirea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Trebuie să ne întâlnim pe Ecoservul și să vedem să facă reconfigurare. Facem reconfigurare la transport. Până și în primăvară demarate lucrările, pentru că se pune practic dificultate de trafic rutier și chiar siguranța. Asta facem. Nu, hai să... Deci vor rămâne în analiză. Nu rămâne nicio analiză, clar. Săptămâna viitoare, marți, exact în formula asta, ne întâlnim cu domnii de la Ecoserv și stabilim clar ce facem, cum punem... Dar noi îi anunțăm ea să-și facă o reconfigurare și să-i prezinte unii pot care... Precizăm că la Pașcani sunt în momentul de față 22 de stații de autobuz, pe când în suburbii există 19, după cum urmează. În Plăgești și Gâștești sunt câte 4 stații de autobuz. Pe traseul Boșteni-Sodomeni sunt 19 stații dus-întors, dintre care 6 doar în cele două zone, iar la Lunca Pașcani sunt 5 stații de autobuz. Accident rutier cu daune majore vineri pe strada Cuza Vodă dimineață în orașul Târgu Frumos. O mașină s-a răsturnat pe cupolă în urma impactului cu un alt autoturism. Pasagerii au ieșit singuri din vehicul, iar la fața locului au fost chemate echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O persoană a fost evaluată de salvatorii veniți la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Cel de-al doilea autoturism implicat în accident a fost avariat puțin în partea din spate. Îngrijorări în rândul conducătorilor auto. Asigurările au crescut foarte mult după ce principalul jucător de pe piața Ircea, City Insurance, s-a prăbușit. Cei care își înnoiesc polițele spun că prețurile s-au dublat în ultima perioadă. De exemplu, un șofer de 38 de ani, care are o mașină din 2005 cu o capacitate cilindrică de 1,4 litri, a plătit în luna mai a acestui an pentru o asigurare pe 6 luni 235 de lei. În noiembrie, pentru înnoirea poliței, va trebui să scoată din buzunar 535 de lei pentru tot atâtea luni. Tarifele sunt de la o companie cu prețuri de mijloc și nu cele mai scumpe. Prețul unei asigurări RCA în România este influențat de sistemul bonus-malus. Șoferii care nu au provocat daune primesc o reducere a prețului poliței, în timp ce șoferii care au provocat daune vor plăti mai mult. Sistemul bonus-malus influențează tariful plătit de un șofer pentru asigurarea RCA în anul următor. Brokerii ne sfătuiesc să nu alegem o poliță prea ieftină. Putem face o comparație a tarifelor de referință publicate periodic pe site ASF. La jumătatea lunii septembrie, Autoritatea de Supraveghere Financiară a retras autorizația de funcționare a companiei City, liderul pieței RCA. ASF a cerut și falimentul companiei. Motivul? Societatea nu a putut face dovada că deține suficiente fonduri ca să asigure plata daunelor. Acum, polițele RCA de la City sunt despăgubite de fondul de garantare al asiguraților. De precizat este și faptul că și carburantul s-a scumpit în ultima perioadă, iar prețul pe litru este de circa 6 lei. Se vor face reparații stradale în mai multe zone din municipiul Pașcani. Viceprimarul Cristian Rățoi a precizat joi 14 octombrie în conferința săptămânală de presă că a fost semnat contractul de achiziție publică pentru astfel de lucrări. Valoarea este de 429.000 de lei.
Am semnat astăzi contractul de achiziție publică pentru lucrări de execuție, pentru reparații drumuri. Avem cu firma Echisa, SRC Echisan SRL, în valoare de 429.000 de lei. Se va interveni în trei zone din municipiu și suburbia Sodomeni. Este vorba despre intrarea pe strada Ion Creangă din drumul național care tranzitează orașul, în apropiere de Piața Deal și pe strada 13 decembrie, de la școala din Sodomeni înspre Râpă. Avem trei zone pe care le vom repara. E vorba de intrarea pe strada Ion Creangă, de pe strada Neamțului, acolo unde foarte multă lume reclama grupele care s-au creat. Mai avem inelul de la Piața Deal, ținând cont că vom face șers unic. Vom face întâi ridicările camerilor și la cote, după care vom tot inelul de la Piața Deal, inclusiv trotuarul deteriorat, va fi asfaltat, deci va fi reparat și mai avem încă un tronson, strada 13 decembrie, de la școala din Sodomeni spre Râpa, care este podul. În aceeași conferință de presă, aleșii locale au precizat că este posibil ca de anul viitor să fie asfaltate mai multe străzi din oraș, urmând să fie stabilite prioritățile pentru această investiție. Vești bune pentru șoferi. Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat la intersecția de la bariera care face legătura cu suburbia Blăgești și drumul național 28A. Dacă în prezent accesul prin bariera spre Blăgești este închis, mulți șoferi nu țin cont de regulile rutiere și zi de zi continuă să circule prin acea zonă. Lucrurile se vor schimba însă odată cu amenajarea sensului giratoriu, al cărui scop este să creeze o cale de ieșire și intrare în Blăgești, care să ajute la fluidizarea și siguranța în trafic. Astfel, autoturismele care se deplasează dinspre Blăgești vor putea intra în sensul giratoriu, ieșind pe drumul național 28A, unde vor avea posibilitatea să facă stânga spre Iași sau dreapta spre Pașcani. Accesul spre Blăgești se va face tot prin intrarea în sensul giratoriu, cetățenii suburbiei urmând să fie scutiți astfel de cei câțiva kilometri pe care trebuie să-i parcurgă cu mașina înconjurând pentru a ajunge în zonă. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei de Circulație de vineri 15 octombrie, care a avut loc începând cu ora 10 la sediul primăriei. Eu am venit ca și variante acolo, deci ori făcut un proiect prin care să se rezerve o bandă pentru cei care fac accesul la stânga. Așa? Așa. Bandă de stocare. Da. Așa, ori asta și m-am gândit și chiar și un sergerator, cred că ar fi mai potrivit. Pentru că să este acces și se face drumul care vine despre balastiera din jos, de pe Valul Siretului este drumul care merge spre barieră, este drumul de vis-a-vis care duce, chiar dacă duce pe câmp, e tot o cale de acces și acolo și trebuie clarificată și cu aia. Da. Așa și celelalte două moduri care duc pe drumul național, despre Iași, înspre Iași și înspre Pașcani. Precizăm că Primăria Municipiului Pașcani este responsabilă pentru pregătirea documentației pe baza căreia se vor obține avizele de la administratorul drumului public, cât și de la Serviciul Rutier Iași. Administrația locală din Pașcani a anunțat că de luni 18 octombrie se primesc dosarele pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie. Informarea a fost făcută în cadrul conferinței săptămânale de presă de către primarul municipiului Marius Pintilie. Pentru pașcanenii care vor să depună documentație la ajutorul de încălzire, începând de luni, Primăria Pașcani vă stă la dispoziție. Zilele astea am primit și noi ordonanța de urgență, normele metodologice, formulare, modele. Chiar astăzi am avut la MAP un astfel de document. Am dat în lucru, să zicem, să facem copii după toată documentația necesară. Mâine le primim, de luni începem să primim documentații sau cereri din partea oamenilor.
Ajutoarele vor fi acordate în baza legii consumatorului vulnerabil, numărul 226 din 2021. Potrivit acestui act normativ, beneficiarii sunt familiile și persoanele singure, ale căror venituri sunt de până la 1.386 de lei per membru de familie sau 2.053 de lei în cazul persoanelor singure. Formularele necesare la dosar pot fi obținute de la sediul primăriei Pașcani sau descărcate de pe site-ul administrației locale. Depunerea se face o singură dată la începutul sezonului rece. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcție de tipul de încălzire a locuinței și la suplimentul de energie acordat cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. Cererea și declarația pe propria răspundere se depun individual de proprietari sau împuterniciți la compartimentul consiliere, informare și relații cu societatea civilă din cadrul primăriei. Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată până pe data de 20 ale lunii. La dosar trebuie să mai fie și următoarele documente: copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie, copii după documentele care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire, copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deținute, acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, adeverință eliberată de registru agricol privind rolul agricol al familiei și copie după ultima factură de gaz naturale sau energie electrică. Informații suplimentare se pot obține de la Primăria Pașcani, Serviciul de Asistență Socială sau la numerele de telefon 0725 999 400 sau 0232 762 300, interior 148, 158 sau 145. Vremea se răcește din ce în ce mai mult, iar șoferii încep să își pregătească mașina pentru iarnă, pentru o siguranță sporită în trafic. Primul lucru avut în vedere sunt anvelopele care trebuie adaptate sezonului rece. Nu este un termen până la care cauciucurile trebuie schimbate, însă vremea poate fi schimbătoare, iar temperaturile pot scădea pe neașteptate sub limita înghețului. În această perioadă, serviciurile auto încep să se aglomereze. Un lucru principal din punctul meu de vedere ar fi schimbarea anvelopelor cu cele de iarnă, pentru că de multe ori și chiar am văzut și în spațiu online, întrebarea frecventă ar fi aceea că sunt foarte multe persoane care nu știu când anume ar trebui sau când este recomandat să schimbi anvelopele de iarnă. Din punctul ăsta de vedere, recomandabil este să ca anvelopele de iarnă să schimbe atunci când se răcește afară, și anume când temperatura scade sub 6-7 grade, deja aici apare problema. În ce sens? Problema e că materialul din care este făcut anvelopa deja își modifică consistența, și anume anvelopa de vară se va întări și din acest punct aderența scade. Verificarea uleiului, antigelului și a instalației de climatizare fac parte din pregătirea mașinii pentru sezonul rece. La fel și schimbarea lichidului de parbriz cu unul special pentru iarnă. Ai grijă și la bateria mașinii. Trebuie să știi că la o temperatură de minus 18 grade, puterea acesteia scade la mai puțin de jumătate față de cât ar avea la plus 20. O verificare a sistemului electric și în general bateria, pentru că aici, în momentul când scade temperatura, parte din ele cedează. După aia, sistemul de givrare, să schimbăm lichidul de parbriz cu cel, lichidul de vară cu cel de iarnă, îl achiziționăm, trebuie achiziționat, și aici este o problemă, în sensul că nu toate aceste, ca zic așa, firme vând lichidul cel mai... Trebuie să mergem la persoane autorizate, la magazine de piesă auto, nu o luați prin altă parte, că deja apar probleme. Ai sistemul de givrare, după aia o revizie. Văzut la roți, sistemul de frânare și, nu în ultimul rând, filtrele, filtrul de motorină, benzină, după caz, filtrul de aer
Și iarăși o recomandare pentru cei care își permit, mai ales acum nu prea sunt mulți care își permit acest lucru, ținând, având în vedere faptul că s-a scumpit carburantul, este bine să avem pe perioada iernii sau cât este frig, rezervorul plin, ca să nu mai apară fenomenul de condens. Că apare în rezervor fenomenul de condens și avem probleme iarna. Verifică și înlocuiește și filtrul de combustibil. Este utilă și folosirea unui aditiv de combustibil care elimină apa rămasă pe fundul rezervorului mașinii. Și nu în ultimul rând, filtrele, filtrul de motorină, benzină, după caz, filtrul de aer. După pregătirile necesare, specialiștii recomandă șoferilor să conducă preventiv pe timp de iarnă, să evite folosirea frânei de mână și mai mult a celei de motor, să păstreze distanța în trafic și să adapteze viteza la condițiile de drum. Declarații șocante din partea edilului municipiului Pașcani cu privire la concursurile de angajare pentru completarea schemei de personal de la Spitalul de Urgență Pașcani. În cadrul conferinței săptămânale de presă, primarul Marius Pintilie a precizat că a primit mai multe mesaje pe Messenger și WhatsApp de la unele persoane care i-ar fi solicitat să intervină pe lângă membrii comisiilor de concurs pentru a obține unul din posturile vacante. Unele solicitări ar veni pe filiera partidului din care face parte, PNL, pe motiv că l-ar fi ajutat pe edil în campania electorală. Primesc tot felul de mesaje pe Messenger, pe WhatsApp, dacă nu cunosc pe cineva pe la spital, dacă nu cunosc pe cineva din comisie sau... Deci mie mi se pare o chestie din alt film, cel puțin pentru mine. Nimeni din conducerea primăriei sau din conducerea partidului, că mai vin și pe filiere de partid. Oamenii spun că, domnule, eu știți că am fost cu dumneavoastră la așa și vreau și eu să mă ajutați la concurs. Nu ne ocupăm cu așa ceva. Edilul Pășcănean susține că primăria nu are nicio legătură și nici nu se implică în organizarea concursurilor de la Spitalul de Urgență din Pașcani. El le recomandă celor interesați să se înscrie la concursuri, iar dacă li se cere șpagă, să depună o reclamație la poliție. Pintilie a subliniat că este foarte important ca în sistemul de sănătate să lucreze oameni competenți care știu ce au de făcut, în urma susținerii unui concurs, nu pe căi ocolite. Am acceptat în totalitate lista de angajări propusă de către conducerea interimară. Au început demersurile, au făcut anunțurile, urmează în perioada următoare concursul de angajare. Eu vreau să transmit următorul mesaj. Primăria municipiului Pașcani nu are niciun fel de legătură cu aceste concursuri. Nu ne implicăm în niciun fel. Invit pe toată lumea să participe la concurs, pe cei interesați și mai mult decât atât, dacă cineva cere șpagă la spital pentru concurs, recomand să meargă la poliție, să reclame acest lucru. În cadrul aceleiași conferințe de presă, primarul Pășcănean a precizat că analizează posibilitatea externalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor din spital sau măcar ca din comisiile de concurs să facă parte și specialiști de la alte unități medicale. O să vedem, deocamdată procedura de concurs a început cu acest subiect. Odată cu publicarea anunțului, procedurile deja sunt clar stabilite. N-am încercat să amânăm cu nimic, pentru că din discuțiile cu managerul au nevoie de oameni acolo ca să treacă această perioadă. Au foarte mulți oameni care au plecat și la pensie și am înțeles din tot așa, dintr-o altă vizită de la spital, că medicii solicită neapărat oameni, nu mai au cine să lucreze. Și ca să nu se mai creeze o stare de tensiune, am spus dați înainte cu angajările acum pe procedură, pentru următoarele ocazii când vor mai face angajare, să vedem dacă legislația ne permite să găsim un fel de externalizare sau un fel de colaborare cu alte entități de aceeași categorie, adică tot spitale, în așa fel încât să nu facem totul în același loc, adică comisii din spital, subiecte din spital, și angajările acolo. Să facem în așa fel încât să avem concursuri cât mai corecte.
Spitalul de urgență Pașcani organizează pe 29 octombrie concurs pentru angajarea de 16 infirmiere, 9 îngrijitoare și un salariat la recuperare. De asemenea, pe 28 octombrie va fi organizat un concurs pentru angajarea 21 de asistenți medicali cu studii post-liceale sau superioare, după caz cu sau fără vechime. Dosarele pot fi depuse până pe 18 octombrie. Toți membrii comisiilor de concurs sunt din cadrul spitalului. Purtătorul de cuvânt al instituției susține că nu sunt motive de suspiciune cu privire la organizarea concursurilor și că se poate înscrie orice persoană care îndeplinește condițiile anunțate. De asemenea, cei care au dubii cu privire la rezultate pot face contestație. Bună ziua! În ceea ce privește examenele care vor urma pe posturile de asistent și personal auxiliar la Spitalul Municipal Pașcan, vă asigur că examenul este corect și este cel mai bun, va câștiga postul. Nu există nicio formă, nici o urmă de dubiu că acest examen ar fi pe pile sau pe alte interese, asta vă pot garanta și acesta este și punctul de vedere al spitalului. Am scos 21 de posturi de asistenți medicali, plus alte multe posturi de personal auxiliar și toată lumea care se încadrează în cerințele postului se poate înscrie. Menționăm că primarul Marius Pintilie a interzis acum câteva luni de zile angajările de la Spitalul de Urgență Pașcani, pe motiv că demersurile ar trebui să le facă noul manager. După ce la concurs s-a înscris doar un candidat respins pentru că nu avea studii de management, edilul a prelungit cu 6 luni de zile mandatul celor 2 directori interimari, managerul Daniel Bechir și directorul medical Aurelia Pădurariu, și a dat undă verde pentru organizarea concursurilor. Ambele intervenții au fost făcute fără ca spitalul să aibă nevoie de aprobarea edilului pentru a organiza concursurile de angajare, în contextul în care Consiliul Local a votat organigrama și bugetul instituției. Legislativul pășcănean se întrunește în ședință extraordinară luni, 18 octombrie, începând cu ora 13. Pe ordinea de zi sunt 4 proiecte de hotărâre care urmează să fie supuse aprobării de către aleșii locali. Ședința va începe cu constatarea unui mandat de consilier local după demisia din funcția liberalului Dan Zăgan. Demisia vine în contextul în care Zăgan a câștigat un concurs de funcționar public, inspector principal la Serviciul Agricol Cadastru și Fond Funciar. În aceeași ședință se va discuta și despre stabilirea amplasamentului privind construcția de locuințe ANL, care vor fi ridicate pe strada Moldovei. Dezbaterile se vor concentra și pe construcția unei creșe. În acest sens a fost identificată o suprafață de teren de 2800 de metri pătrați pe strada Moldovei numărul 33. Precizăm că amenajarea unui spațiu cu 40 de locuri pentru copii în care să funcționeze o creșă va fi asigurată cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Totodată au fost stabilite și ședințele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Astfel, membrii Comisiei Economice, Juridice și de la Urbanism se vor întruni la sediul primăriei luni, de la ora 12:15. Dacă ai 18 ani și vrei să pornești într-o călătorie gratuită cu trenul prin toată Europa, mai ai timp până pe 26 octombrie să te înscrii în programul Discover EU. Ai șansa să fii unul dintre norocoșii care la anul, în 2022, va putea pleca într-o excursie timp de 30 de zile cu trenul. This is so important. It's the first proper time I travelled solo, and it just made life really nice. It just new and different, and it really was discovering. The amount of things you learn, the amount of new people you meet, it's just amazing. România are aproape 2300 de permise de călătorie, din cele numai puțin de 60.000 de locuri libere puse la bătaie de Comisia Europeană. Cei care vor să se înscrie în program au de îndeplinit 4 cerințe: să fie născuți între 2001 și 2003, adică să aibă între 18 și 20 de ani, să fie cetățeni ai Uniunii Europene, să completeze un formular de înscriere online, dar și un chestionar care pot fi găsite pe site-ul europa.eu. Tinerii cu nevoi speciale sunt de asemenea ferm încurajați să participe. Comisia va pune la dispoziția lor asistență specială, reprezentată, de exemplu, de o persoană însoțitoare
Anul trecut, programul a fost amânat din cauza pandemiei de COVID-19, iar în acest an, prin excepție, se pot înscrie și tinerii care nu au avut ocazia să participe în 2020. De la lansare, peste 70.000 de tineri au primit permise de călătorie. Weekendul va începe cu vreme rece în toată țara. Temperaturile vor fi mai mult scăzute decât în mod normal pentru această dată. Înnorările vor persista în sudul, estul și parțial în centrul țării, cu probabilitate de ploaie ridicată în zona Olteniei, Munteniei, Dobrogei și în sudul Moldovei. Pe crestele Carpaților, meridional și de curbură, vor mai fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime între minus 1 și 9 grade. Duminică mai scăpăm de ploi, însă cerul rămâne acoperit, iar vântul va fi activ. Temperatura mai crește puțin, iar după prânz se vor înregistra 16 grade. Și în județul Iași va fi foarte rece în acest weekend. Sâmbătă va ploua, iar valorile în termometre vor scădea până la 11 grade ziua și 6 noaptea. Duminică, soarele își va mai face apariția pe cer și vom avea valori între 13 și 4 grade. Începutul săptămânii viitoare va fi la fel de rece și doar pe final este posibil să se mai încălzească puțin. Thank you.